Doresc să informez pe această cale autoritățile și, în special, pe cei care gestionează această criză COVID-19, pentru că la Sibiu au început să apară focare de infecție cu acest virus. Sunt chiar câteva cazuri confirmate, iar vecinii din comunitatea aceasta de romi, pentru că este cunoscut faptul că romii locuiesc în anumite zone, Populate de ei, și practic între ei nu există nici gar, și sunt mai multe familii care locuiesc într-o curte, iar familiile sunt mai numeroase. Iată că aceste familii m-au sunat disperate pentru că au anunțat autoritățile despre faptul că unii dintre ei au chiar și simptome care sunt specifice acestei boli. Nu au fost contactați de absolut nimeni în vederea efectorii unei uh, anchete și mai ales că în această dimineață în rândul comunității o persoană chiar a decedat. De aceea vă rog să ajutați această comunitate de romi, vă rog să întreprindeți toate măsurile pentru a stopa acest focar de infecție, pentru a fi de urgență testați oamenii pentru că le este teamă pentru copiilor, pentru ei, pentru că mulți dintre aceștia, neamuri fiind, au intrat în contact cu persoana care a decedat și cu alte două persoane care sunt aflate în spital. Noi credem că, într-adevăr, se dorește să fie stârpite aceste focare de infecție, dar oamenii mi-au semnalat că au sunat și au anunțat salvarea, însă aceștia le-au zis să rămână în case, nu li s-a dat nici măcar un minim de informație ce trebuie să facă, cum trebuie să acționeze, se tem pentru viața lor, pentru sănătatea celor din jurul lor, se tem și despre faptul că poate să îi îmbolnăvească și pe alții cu care intră în contact. De aceea, eu cred că autoritățile ar trebui să ia măsuri, să izoleze, să testeze pe aceștia și să facă o anchetă să vadă cum a ajuns acest virus și cât de mari pot să fie efectele acestui focar de infecție. Dorim să aducem la cunoștința autorităților că Asociația Internațională a Romilor, prin persoana mea ca și președinte, suntem la birou, suntem pregătiți să ajutăm autoritățile să le facilităm accesul cât mai ușor în rândul comunității de rom, să colaborăm cu aceștia pentru a stopa acest mare flagel care amenință întreaga omenire. Vă rog să luați măsuri pentru ca focarele de infecție cu COVID-19 de la Sibiu să fie oprite.